Un pieton băut a ajuns la spital după ce a nimerit sub roțile unui autobuz de rută. Incidentul rutier s-a produs în seara de 10 februarie pe o stradă din municipiul Bălți, în jurul orei 19:30. Momentul de după impact a fost surprins de un martor ocular, iar imaginile au fost expediate pe adresa redacției noastre. În secvențele video se poate observa cum bărbatul zace fără cunoștință la marginea drumului, iar la circa 3 metri distanță de acesta staționează autobuzul. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție și o ambulanță. Medicii l-au urcat pe bărbat pe targă și l-au transportat la spital. Victima s-a dovedit a fi un bărbat de 41 de ani. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Bălți, Jana Mulceanov, la volanul autobuzului se afla un șofer de 50 de ani. După cum s-a stabilit ulterior, pietonul era în stare avansată de ebrietate și traversa strada neregulamentar. Bărbatul s-a ales cu diverse traume, însă, din fericire, a doua zi după cele întâmplate, acesta a fost externat din spital pentru a-și continua tratamentul acasă. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Cercetările continuă.